folosesc asta, că e ceva genial. De ceva vreme mă chinui să-mi iau viza de America, dar când îți spun că mă chinui, nu neapărat am și făcut ceva. S-a părut cumva că poate ar trebui să mă trezesc cu ea. Vineri, m-am dus să-mi plătesc taxa. Cumva cred că de aici, de fapt de asta nu luam eu până acum viza, pentru că nu e ieftin, e vreo 7 milioane și că nu îți garantează că primești viza. Cumva dacă să mă întreb pe mine, eu cred că nu e o greșeală ca aia care fac chestia asta să-i pice pe, nu știu, 80%. Adică, na, cu ce te deranjează că nu le dai nici viza și le iei bani. Bine, asta e altă discuție. Mi-am plătit taxa, am venit acasă, am completat un formular pe care normal, în medie, iar că am trebuit vreo 2 ore jumate. Mie mi-a trebuit 6, ceea ce spune multe despre inteligența mea, dar important e că l-am terminat. L-am și trimis, am o problemă cu a reține lucruri și mai mult am o problemă și cu concentrarea. Îmi pierd răbdarea în primele 5 secunde. Și atunci e greu să rețin lucruri importante decât dacă mă lovesc tare de ele. Îți spun chestia asta ca să înțelegi pe parcurs. Acum, după chestia asta, trebuie să-mi programez interviul. Interviul pe care am avut norocul să-l programez dimineața la 8:30. Ca să-ți dai seama 8:30 ce înseamnă pentru mine, înseamnă cumva ora 3:30 pentru un om normal. Adică media mea de culcare, a orei de culcare, undeva la 4. Deci cu toate eforturile din lume, am dormit exact 3 ore. Frumos, îmbălsămat, m-am trezit cu exact 1:30 înainte de interviu. Adică eu de acasă până la ambasadă fac 1:30. Nu chiar 1:30, 5 minute. Am făcut 5 minute de acasă până acolo, dar trebuie să mă trezesc cu 1:30 pentru că cu fața aia, sigur, nu primeam nimic. Mă arestau. M-am îmbălsămat, m-am pregătit, m-am parfumat, m-am îmbrăcat frumos. Bine, vorba bine frumos. M-am îmbrăcat prost, dar cumva destul de elegant. Și am luat-o spre ambasadă. Acum, în zilele până la povestea asta, eu am tot întrebat toți prietenii mei care aveau deja viză. I-am întrebat și zic, bă, ce acte se iau la mine? Adică, că nu înțeleg, ăștia îți dau viză că vor, că nu vor, cum funcționează, n-am prea înțeles eu că care-i procesul. Aproape toată lumea m-a sfătuit, ia-ți 1000 de acte cu tine, ia-ți, Doamne ferește, declarații de la mama, de la tată. În sfârșit, bineînțeles, cum sunt eu, cum nu sunt, m-am trezit dimineață fără niciun act. Nu că aș fi luat cu mine, dar cumva, na, nu mi-am pus problema că ar fi interesat. Am ajuns la ambasadă, cu pașaportul în mânuță, simplu. Am stat la ceva coadă, pe care, spre surprinderea mea, am sărit-o până la 3 sfert, pentru că ăia care stau la coadă aveau programare după mine, cumva. Iar eu, dacă am zis că am programare mai devreme, toată lumea m-a lăsat, fără să sar la bătaie, ceea ce, cumva, nu mi s-a mai întâmplat. Am ajuns acolo, la un moment dat e un om care te triază, te ia în primire, te întreabă, bună, programare aveți? Am. La ce oră? 8:30. Aveți hârtiile printate? Un răspuns care m-a pus în dificultate complet. Acum, eu dacă răspundeam nu, omul mă trimitea acasă. Normal, eu cu o geacă groasă venit, da, normal, am. I-am dat pașaportul, mi-a scanat pașaportul, mi-a zis, gata, luați-o înainte. Eu când mă zic, bă, dacă ajung în ambasadă, bă, nu mă scot ăștia afară, că de ce să mă scoată? Acum, ce am greșit eu? Că n-am nici de hârtii printat? Conceptul meu. Bineînțeles, dacă cumva se întâmpla chestia asta într-o instituție din România alta decât cea de o altă orientare, oamenii probabil mă sacrificau pe rug, mă omorau, mă desficau de piele. Am ajuns înăuntru la ghișeu, îmi ziceam, pașaportul, formularul 260, că așa se cheamă, și pozele. Panic. Zic, n-am formularul. Aoleu, nu se poate. Bine, bine, mă iau omul de mânuță frumos, bine, și eu cumva frumusel, am zis, știți, vă rog, iertați-mă, sunt un pic mai tălâmb, îmi pare rău, cred că l-am avut, dar l-am pierdut, dar omul frumos m-a luat de mânuță, m-a dus la un computer, mi-a zis, bine, bagă-ți aici ceva parole și mai printează-ți odată. Pac, 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 mi-am printat formularul. Mă duc frumos, formularul, pașaportul, pozele. Eu
în cererea aia, mi-am pus o poză din club. Nu mi s-a părut interesant. Oamenii au cerut o poză cu mine. Eram eu într-un club. Ce conta? Aia a fost. Moment în care am intrat din nou în panică. Adică, panica am intrat pentru că telefonul mi era la intrare. Deja nu puteam să dau, să zic, ah, am altă poză, că găseam poate prin telefon ceva ce se potrivea. Zic, dar n-am cum. Ce bine, hai că te rezolv și cu asta, mai am un de mânuță, mă duce frumos la poze, îmi fac poze, mă întorc înapoi, îmi dă bon de ordine. Trec de primele două ghișee care nu neapărat faci ceva, ajung la ghișeul cu interviu. În fața mea, patru persoane nu viză. Zic, mamă, cred că am nimerit în ziua cu 13, ceva s-a întâmplat, zic, ceva nu-i bine. În sfârșit vine numărul meu, mă duc la ghișeu, să rămână cu fața asta de prost. Mă întreabă doamna, când vreți să călătoriți în America? Doamnă, nu știu. Păi cum nu știți? Păi zic, doamnă, n-am viză, că dacă aveam viză, vă spuneam. Dacă o să am viză, o să știu. Și da, corect, aveți dreptate. Bun, la cine stați? Zic, la un prieten de-al meu pe care îl cunosc din copilărie, ok. Mă întreabă, cât vreți să stați? Zic, doamnă, nu știu dacă îmi place, stau și eu 3 săptămâni, 4 săptămâni. Dacă nu-mi place, nu aș sta mult. Adică, la fel, e o întrebare la care nu știu să vă răspund. Nu mi-am cumpărat hotel, nu mi-am luat nimic. Dacă îmi dați viză, începem să discutăm de acolo. Cumva ceea ce spuneam era contrar a absolut tot ce mi-au spus prietenii mei. Cumva trebuia să vin cu un plan elaborat, oricum îl uitam. Deci degeaba îl elaboram, că îl uitam. Vine doamna cu încă o întrebare, mă întreabă, bun, cine plătește pentru concediul dumneavoastră? Doamnă, eu, cine să plătească? Tot interviul cred că a durat 21 de secunde. Asta în contrar celor care erau înaintea mea și care au picat, dar au stat câte 10 minute, a întrebat de la maimuță la robot orice. Moment în care femeia mi-a zis, hey, you've got your visa. Acum, eu nu știu, ăsta e un sfat, nu e un sfat, faceți ca mine, nu faceți ca mine, important e că eu mi-am luat viză. Acum, dacă și ajung în America, promit că filmez și facem catering mare de chestia asta.